Bună ziua și bine ați venit la sărbătoarea noastră, sărbătoarea prin care cinstim 50 de ani de la căsătorie, o parte din cei care au reușit astăzi să fie alături de noi aici, sărbătorim 50 de ani de la căsătorie. În primul rând vreau să-i salut pe părinții noștri din Dărmănești, cei care ne sunt alături și la naștere și la 50 de ani de la căsătorie, să nu mai zic altceva, și să salut și prietenii noștri alături de noi, domnul subprefect al județului Bacău, Narcis Jitaru, domnul Liviu Miroșanu, viceprimarul municipiului Bacău, Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești, domnul Viorel Ilie, unul nostru prieten de la Moinești, domnul viceprimar de la Moinești și îl mai aveam aici, cred că, hai te rog, Liviu Pa, Liviu Ciumeti, directorul Poștei Române. O parte din prietenii noștri care sunt alături la fiecare eveniment mai important. Mai avem pe cineva în sală, dar la momentul respectiv o să o prezint. Eu vă propun să începem cu o slujbă religioasă. E cam cald aici în sala asta. Avem noi un aer condiționat, dar se pare că nu face față, da? O slujbă de început, după care vom intra în mersul normal al lucrurilor. Părinte Alexandrescu, vă rog. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel vinovat. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preonțime și antru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul mândeai și pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce trăiesc pe ape, pe uscat prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei simți osenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească în jertfenicul Său cel mai presus de cer, mulțumirea și rugăciunea noastră, acum ne vrem cel rog de Săi, la împlinirea celor 50 de ani de împreună cu convențuire și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră, ne vrem celor robilor Săi, pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacere pe care l-am primit de la El și caută-mă-i cu bun miros bine primită să ne fie Lui, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre, a nevrednicilor robilor Săi și bună cererii și dorirea credincioșilor Săi, totdeauna să le bine să o plinească ca un milostiv, totdeauna să te afaceri de bine nou și Sfintei sale biserici și la toți credinciosul Său popor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i slăvească Sfânta Sa Biserică,
și pe robii săi care împlinesc 50 de ani de bună convertire, pe noi toți de tot necazul mânia primenicea și nevoia, pe păzeasă de vrășmași văzuși și nevăzuși cu sănătate în primii de zile în pace și cu plătirea îngerilor săi, totdeauna să-i înconjoare de credincioși săi rog, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfânta născătoare, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune drepță, ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului tău! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă, că cel care va zice multe lui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, orice va zice el și se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Căci dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, după mare mila ta ne rugăm, ți auzire și ne miluiește. Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcaților, robilor lui Dumnezeu, familiile care au împlinit 50 de ani de împreună, vețuire de căsătorie, Abavei Vasile, Georgeta, Elena, Bălănâncu, Vasile, Victoria, Bălănâncu, Constantin, Cernica, Bălănâncu, Ioan și Maria, Chițu, Nicolae și Dorina, Cotmas, Ioan și Elena, Despa, Ioan și Lidia, Dobrin, Gheorghe, Zamfirica, Gheorghiță, Zaharia și Elena, Gherasen, Constantin și Rădința. Gheorghe Costică și Maria Herdea Vasile și Silvia, Iacu, Gabrielu și Maria, Însurețelu, Mihai și Genul, Leu, Amazin, Mihai și Lucianu, Mintelu, Nero și Doina, Mocanu, Sfizor, Lucica, Anteanu, Constantin, Dorina, Năfone și Constantin și Viorica, Pădurarul, Cristia și Maria, Pantelaș, Gheorghe și Lena, Rapi, Gheorghe și Mărința, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Domne, vremi și cu frică și cu tremur, mulțumire, miloste, viritoare, mântuitor, stăpână nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îngheșugare le-ai revărsat asupra rodelor tăi, la împlinirea celor 50 de ani, împreună cu vețuire, cădem înaintea ta și ca noi Dumnezeu, îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca o milostiv totdeauna împlinește și dreptează spre bine dorințele noastre tuturor. Cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat vor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte ne trecându-i cu vederea împlinește spre slava ta,
toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm-ne ție, auză-ne și ne miluiește. Tămâie cu bun miroș, ca o jertfă bine primită să fie într-o tot bunule stăpâne, această mulțumire noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca o îndurată robilor de acestora care am pomenit, care au împlinit 50 de ani de împreună conviețuire. Trimite-le mila ta cea bogată, îndurările tale, izbăvește-i de meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe ei și biserica ta cea sfântă, țara aceasta și pe poporul tău, dăruindu-le tuturor sănătate, lungime de zile, sporire într-o toate faptele cele bune, într-o tot îndurate împărate, auzi-ne pe noi și miluiește pe dânsii. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nedelga tuturor marilor pământului, ceea ce rostit sunt de mari departe și pădostit fiind nou pe păcatele noastre, te miluiește pe noi, pe milostiv și viitor de oare Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii tot. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Stase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și virgea mea atât neajunsă. Căzând înaintea slavei tale, cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacele ce au fost asupra robilor tăi, pe ce au primit 50 de ani de împreună viețuire. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ei învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește-i a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și pentru toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată rea întâmplare, dăruindu-ne pace, liniște și sănătate. Și ne învrednicește pe toți, totdeauna mulțumirea aduce cele prea bune a grei și a tentației și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și bunului de viață, Păcătorului Tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și vecii vecilor, amin! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Prea cu cerice, Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru că cine prea curate Maicii sale, ale Sfinților Părțătorilor, Daților Apostol, prea cuvântul Dumnezeu, putătoră părinților noștri și ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Domnului Dumnezeu, familiile care împlinesc 50 de ani de la căsătorie, în anul 2022 de redoamne sănătate, lungime de zile, spune într-o toate faptele bune și păzește într-o mulți ani la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Viața numai lumină, dar în lumină să tăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la 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 mul
domnule primar de Dărmuș, domnilor primar și viceprimar, iubiți oaspeți și iubiți credincioși, familii care ați împlinit 50 de ani de la căsătorie, de la împreună trăiere. Suntem aici la un moment emoționant, așa cum s-a derulat în anii precedenți, și anume prin vizita domnului primar Șesic, o salutăm cu Consiliul Local de Dărmănești, membrii Consiliului Local, când cei care au ajuns la această frumoasă vârstă de împreună de trăire, de căsătorie, sigur au fost, nu neapărat premiați, dar au fost, li s-a adus acel moment de recunoștință pentru faptul că au devenit niște modele pentru viața de familie, așa cum sunteți frățiile voastre. Sigur, n-ați uitat acel jurământ pe care l-ați depus la taina cununiei, când, punând mâna pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați făcut jurământ că veți păstra legătura dragostei și a unirii curată, cinstită, neîntreruptă și dreaptă, până la mormânt, nu numai până la 50 de ani, până la mormânt. Și sunt sigur că așa veți face. De aceea, Sfânt Ioan Gură de Aur spune că viața de familie sau familie este ca și o corabie care plusește pe valurile de mare, de multe ori înfuriată. Atunci când știm să văzlim numai pe mare liniștită, sigur și nu suntem pregătiți și pentru marea înfuriată, atunci poate că ieșuăm. Dar iată că frățiile voastre ați fost pregătiți din toate punctele de vedere, sigur având în primul rând puterea credinței în Dumnezeu, care v-a ajutat ca să vâsliți bine, să ajungeți la acest moment. Sigur că spunea tot Sfânt Ioan Gură de Aur, când cărmaciul se ceartă cu timonierul, atunci corabia eșuează. De aceea, sigur că se vede că frățiile voastre, chiar dacă au mai fost, sigur, și anumite, să spunem, furtuni în viața de familie, ați reușit să ajungeți aici. Pentru că fiecare din frățiile voastre, și sigur, recunosc multe familii, cel puțin din parohia mea, pe care am, cu, prin purtarea de grijă lui Dumnezeu, am condus-o 40 de ani, parohia Dărmănești, și sunt 6 familii dintre frățiile voastre, din cei 22, care iată că au ajuns și ei spre bucuria mea la acest moment. Sigur că nu i-am cununat de pe o, trebuie să mai aștept 8 ani de zile până să ajung la acel moment când primii care am cununat în 1980 să ajungă la acest moment. Dar să știți că am răbdare să ajung, da, Dumnezeu știe. Și spuneam că, iată, este un moment de bucurie pentru noi și pentru frățiile voastre și încă o dată felicităm pe domnul primar care are grijă de dumneavoastră și de noi toți și a creat acest moment festiv și pentru cei care au fost până acum și pentru cei care vor fi. De aceea vă mulțumim, domnul primar, și în numele tuturor, iar frăților voastre vă urez multă sănătate, bucurii și să ne vedem la 75 de ani de împreună vețire. Doamne ajută să fie sănătate! Mulțumesc tare mult, părinte Alexandrescu, mulțumesc tuturor pentru frumoasa slujbă. Să-i mulțumim și Bunului Dumnezeu că v-a ținut în putere până acum, pentru că în timp ce ascultam slujba, facem și un mic, da? Am avut noi o mică discuție cu domnul Suprevec și a zis că arată foarte bine oamenii de la Dărmănești la 50 de ani de la căsătorie. Oare care e secretul? Și vă bucur tare mult că, sincer, nu arătați de 70 de ani, poate de la vreo 50-60. Da. De fiecare dată am, să zic, nu știu, am premiat, poate mult spus, performanța, am premiat pe cei mai buni dintre noi. Și dacă vă amintiți, și anul trecut și acum 2 ani, am căutat să scoatem în evidență pe cei mai buni dintre noi. Pe lângă dumneavoastră, care sunteți niște exemple vii în viață și care sunteți pentru noi niște repere, pentru noi cei mai tineri, am premiat
și altă categorie de oameni, să zic așa, nu neapărat care au 50 de ani de la căsătorie, și am vorbit atunci de oameni de valoare a orașului Dărmănești. Am lansat noi acea provocare și am dat acea distinție oameni de valoare a orașului Dărmănești. Astăzi vă propun împreună să înmânăm două distinții la doi oameni din Dărmănești, oameni care au făcut foarte multe lucruri bune pentru comunitate și în special pentru oameni. Această distinție este acordată pentru aportul adus în dezvoltarea și promovarea localității noastre. Am să încep cu o scurtă prezentare a unia dintre cei care astăzi va primi această distinție de oameni de valoare ai orașului Dărmănești. S-a născut la 1 septembrie 1964 în Asău, părinții Ion și Eugenia. A făcut școala generală în comuna Asău. Liceul l-a făcut prima parte la Comănești, după care a ales calea Domnului. A terminat seminarul teologic la Cluj-Napoca și a urmat facultatea de teologie și un drum lung, un drum greu, anevoios, care pentru mulți dintre noi e aproape de neînțeles. Este vorba de părintele Andriș Nicușor. Spuneam că este un drum greu, pentru că doar cei care urmează calea Domnului îl pot înțelege. Și poate că mulți dintre cei care urmează calea Domnului ajung la bătrânețe să spună că mare lucru n-au înțeles, dar au urmat calea Domnului, în primul rând, pentru noi, pentru a ne duce spre drumul cel bun. În 1986 s-a căsătorit cu o dărmăneșteancă. Cred că aici ne-a surâs nouă, în acest moment ne-a surâs nouă dărmăneștenilor norocul. Cojoc Gabriela de la Brum. Hirotonit pe seama parohiei Pâlca Coțofănești în 1986, s-a apucat imediat de treabă și a început reparația bisericii parohiale din Pâlca, care era avariată în urma cutremurului din 31 august 1986. În 1991, la 1 iunie, din nou am fost norocoși. Noi dărmăneșteni. Pentru că părintele nostru drag s-a transferat la parohia nouă înființată, Poiana II, filială a parohiei Lapoș. Sigur că, așa cum demonstrase cu ceva timp înainte, s-a și apucat de treabă părintele și a început cu extinderea bisericii din Poiana, construcția unei noi case de prăsnuire, iar în perioada 91-2001 a construit Biserica Nașterii Maicii Domnului din Sălătul, care a fost sfințită în data de 9 septembrie 2001. La 1 septembrie 2003, Părintele Andriș este transferat la parohia Plopul Păgubeni, unde și astăzi, cu multă râvnă, își duce mai departe acel drum care, de multe ori, cred eu că este foarte greu și pentru domniile voastre. În perioada 2006-2009 construiește o casă de prăsnuire la Plopu. 2019-2021 construiește și o capelă mortuară la Plopu și ne amintesc că și noi, Consiliul Local, am contribuit cu puțin
la finalizarea acestei capele mortuare. În perioada 2006-2022, o mare provocare apăsa pe umerii părintelui Andriș. Este vorba de construirea bisericii din Bălubeni, Sfânta Teodora de la Sicla, cu ramul Sfântul Teodora de la Sicla și Sfântul Dimitrie. Biserica care a fost sfințită pe 31 iulie 2022. O mare provocare pentru că o mână de oameni din cartierul Bălubeni, puțin peste 50 de familii, și-au propus împreună cu Părintele Andriș să construiască una dintre cele mai frumoase biserici din Dermănești. Sigur că provocarea a fost mare și resursa financiară mică și de multe ori, așa cum spunea Părintele, în nopțile fără somn se gândea dacă va reuși să ducă la bun sfârșit această provocare, pentru că lipsa resurselor financiare se vedea din ce în ce mai pregnantă. A reușit pe 31 iulie 2022 să finalizeze această biserică care, îmi place să spun, este una dintre cele mai frumoase din Dermănești. Sunt foarte multe lucruri aici și am făcut doar o sinteză a celui care astăzi va primi din partea noastră tuturor distinția de oameni de valoare ai orașului Dermănești. Preot Andriș Nicușor, și îl rog pe domnul suprefect aici, în aplauzele dumneavoastră, să vă dăm această distinție, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, cei mai buni dintre noi, sau celor mai buni dintre noi, trebuie să li se recunoască aceste merite. Vă fericit, Părinte! Mă rog Bunului Dumnezeu și ne rugăm Bunului Dumnezeu să fiți sănătos, să duceți mai departe această provocare care, cu siguranță, nu e ușoară. Mulțumesc! Domnule primar, multe emoții am avut în viața mea, dar asta de astăzi mă cupeșesc. Nu mă așteptam la așa ceva și când a cerut Părintele Andrei să fac așa o mică caracterizare a ceea ce am făcut, i-a zis că trebuie la fotocopia. Și am păcălit. De aceea nu mai era să cad prost când am văzut că ați început în 1 septembrie 1964. Eu credeam că primesc din partea domnului primar un vot de blam, să nu mai calc la primărie, fără ies la pensie, că prea de multe ori, domnul primar, doamna ședința, vă rog frumos, mai ajutați-mă un pic, mai vedeți dacă găsiți ceva la buget, ca să pot termina și o biserică așa. V-am scris poate de multe ori și văd că dumneavoastră mi-ați dat o distinție, nu să-mi zis că Părinte, până la pensie nu mai ce votat la noi. Eu vă mulțumesc pentru încrederea aceasta. Ce e chemat preotul să facă cel mai bine să se roage. Am să încerc să mă rog mai mult pentru dermăneșteni, pentru frumoasa noastră localitate. În primul rând să ne păstreze Dumnezeu în credința noastră frumoasă strămoșească. Și vă mulțumesc că totdeauna sunteți alături de biserici și de biserica noastră ortodoxă și ne sprijiniți și ne ajutați. Voi cânteți mai mult rugăciunea către Preamilostivul Dumnezeu ca să putem să facem din acest oraș ce este mai frumos. Și vedem că dumneavoastră sunteți acela care aveți planuri peste planuri și împliniri peste împliniri. Cred că această distinție merită toți preoților și din Dermănești. Și o împart cu ei, dacă îmi dați voie, pentru că nu mă simt cu nimic mai presus decât ceilalți colegi mei. Sunt tare vreme și cei mai sus de mine, Părintele Alexandrescu și Părintele Toadă, și cei mai sus de mine, ceilalți părinți mai tineri, pentru că și ei sunt dobrenicile mari. Mă voi ruga, voi pune omul în continuare pentru florirea Dermăneștului spirituală, pentru asta suntem chemați, și rog pe Domnul Dumnezeu să vă dorească sănătate și dacă ați avut încredere în mine, sper să nu vă dezamăgesc.
La mulți ani tuturor celor care astăzi împlinesc 50 de ani de împreună povestire și tuturor celor care sunt de aici. Să fiți sănătoși! Mulțumesc, Părinte, și vă rog să mai rămâneți un pic lângă noi. O veche vorbă românească spune că în spatele fiecărui bărbat puternic stă o femeie și mai puternică. În aplauzele dumneavoastră o invit aici pe doamna preoteasă, Anviș, pentru că sunt convins că v-a sprijinit și v-a ajutat în perioadele dificile. Și îl rog pe domnul viceprimar al municipiului Bacău să mâneze un buchet de flori doamnei preotese și vă rugăm noi să fiți alături în continuare de Părintele și să-l țineți așa tare, da? Felicitări! Doamne, mulțumesc! Spuneam că astăzi vom premia pe doi dintre cei mulți pe care i-a ales Rămăneștiu și am să încep cu o scurtă prezentare, ca să nu vă țin nici mult în căldură, a celui de-al doilea simbol al orașului Rămănești. S-a născut la 19 septembrie 1954 în comuna sau în satul Cucuieți, comuna Vârjol, din părinți creștini, Toader și Nicolina. Au absolvit cursurile seminarului teologic de la Mănăstirea Neamț în anii 1969, anul în care m-am născut eu. După stagiul militar, a absolvit cursurile Institutului Teologic de grad universitar București, iar în 1978 s-a căsătorit. S-a căsătorit cu o rămăneșteancă de-a noastră. Și din nou, Bunul Dumnezeu ne-a făcut să fim norocoși și noi, rămăneșteni, în primul rând că avem fete foarte frumoase și deștepte. Și s-a demonstrat că în primul exemplu poate a fost așa la întâmplător. Iată că în al doilea caz Dumnezeu a lucrat prin fetele noastre frumoase și a mai adus în Rămănești un om de mare, mare valoare. Soldănel Paraschiva, învățătoarea care a devenit preoteasă, a fost alături de Părintele Alexandrescu și încă este ca o fie lumină. Împreună vor avea doi copii, dar nu orice fel de copii, ci două vlăstare ale credinței noastre creștine, preotul Iustin și preotul Andrei. Este hirotomit preot de preasfințitul Eftimie Luca în decembrie 1978 pe seama parohiei Dofteana II. Dar începând cu 1 august 1980 a fost numit prin transfer preot paroh la parohia Rămănești. Este vorba de Părintele Alexandrescu Toată. Vă rog, Părinte, este greu să spui cuvinte, în puține cuvinte, sau să caracterizezi în puține cuvinte un om de talia Părintelui Alexandrescu. Am avut ocazia să-l cunosc mulți ani în urmă și de fiecare dată cuvintele venite din inimă, cu atâta blândețe, erau ca un pansament pentru o boală. Atunci când te doare ceva și vii cu medicamentul pe care ți-l recomandă medicul, parcă simți așa o alinare a durerii. Așa simțeam eu cuvintele Părintelui Alexandrescu de fiecare dată când îl auzeam vorbind, fie în slujbele de la biserică, fie în predicile extraordinar de pătrunzătoare pe care le ascultam, fie în discuțiile pur și simplu de la unul la unul pe care le aveam. Foarte multe lucruri
cu părintele de Armănești și am să amintesc câteva. A sfințit două biserici, a avut două sfințiri de biserică, mai întâi în 1992, la care a participat la sfințitul Eftimie în urma mitării bisericii și în anul 2009, la care a participat în altă sfințitul Ioachim, în urma consolidării și modernizării bisericii, biserică veche, construită cu sute de ani în urmă și la care am avut titori dintre alții și pe Părintele Pahomie, unul dintre marii sihaștri ai Dărmăneștiului, pe care cei mai mulți dintre noi nici măcar poate n-am auzit de ei. Dar biserica la care slujește Părintele Alexandrescu și a slujit atâția ani, are ca titor, printre alți pustnici și pe Părintele Pahomie. Casa Brazâncală este sfințită în 1996, apoi restaurată, pictată în perioada 2019-2022. Știți că acolo au fost niște lucruri fantastice făcute. Și mi-aduc aminte cu drag în momentele în care, poate, aproape fără bani, și noi în Consiliul Local și Părintele de la Biserică, ne hazardam în niște proiecte foarte costisitoare, de refacere, de consolidare, fie a casei, eu știu, mortoare, fie a casei prasnicale, și cu speranța în Dumnezeu și aproape fără niciun ban, Părintele a avut curajul să pornească aceste mari proiecte care astăzi sunt finalizate. Încă o dată demonstrând că acel crez în Dumnezeu este mai mult decât orice. Și puterea Bunului Dumnezeu este mult pentru mult peste nivelul de înțelepciune al omului de rând. Casa Praznicală este sfințită în 1996 și, așa cum spuneam, restaurată și finalizată în 2022. Capela Mortoară sfințită în 2016. În perioada 2014-2015 au avut două sintaxe preoțești cu participare în număr de aproximativ 100 de preoți la Dărmănești, în prezența Sfințitului Ioachim. A sfințit peste 3200 sau a participat la peste 3200 de liturghii. Botezul peste 1800, 10% sau mai bine, 20% dintre noi au trecut prin Cristelnița Părintelui Alexandrescu. Și colonii foarte multe a avut Părintele, dar este o sinteză. Este unul din oamenii care cu cinste ne reprezintă și haideți să fim astăzi împreună și să-i aplaudăm și să o invit și pe doamna Părintele și o să rog pe domnul primar al municipiului Moinești să vină alături de mine și să mâneze această distinție bunului nostru prieten. Viorel, hai și tu lângă mine și buchetul de flori. Veneam eu la dumneavoastră. Da. Să vă felicit și să vă urmăsesc. Să vă țină Dumnezeu sănătoși și alături de acești blostari pe care i-ați lăsat să ducă mai departe activitatea dumneavoastră. Vă mulțumim, domnul primar. Spuneam altul pe Sfințitul nostru Ioachim că îi plac surprizele, dar să le știe și el, pare cât de cât înainte. Ne-am descurcit acum vreo oră și ceva, dar n-am bănuit absolut nimic. Acum știu cine a pus la cale. A plecat. Da, a pus la cale treaba asta. M-a pus să-mi fac o fișă autobiografică. Trebuie să cer exact la protoierie. Asta-i protoierie. Și mulțumim. Da. Și tu ai zis, da. Mulțumim frumos. Nu sunt meritele mele. Nu mai avem mele. Sunt meritele întregii parohii, bunimilor mei creștini care au fost atât de ascultători, spuneam de multe ori, nu sunt vrednic să trec în fața lor. Am avut o parohie de creștini foarte bun și sper să
Sper că am lăsat-o în continuare, pentru că în această parohie de Armănești, înaintea mea a fost un preot care a stat 50 de ani, eu am stat 40. Deci, aproape un secol, doi preoți. Și se cunoaște lucrul acesta în toate realizările. Sigur că am avut alături și pe cei din familie și, nu în ultimul rând, am așteptat domnul primar ca să vină la conducerea primăriei de Mărești să-mi dați această distincție. Au fost mulți primari, să știți, în 40 de ani. Dar bine, cu fiecare m-am înțeles așa cum este în starea de normalitate. Mulțumim încă o dată și recunosc că nu sunt meritele mele, ci meritele celor pe care am păstorit și am mers împreună. Sigur că mulțumirea mea mare sufletească este că cei doi preoți urmează la aceeași parohie, unul paroș și unul subaltern, dar oricum, și eu sunt pe locul 3 deocamdată. Da, mulțumim încă o dată. Să fiți sănătoși cu toți, doamne! Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc tuturor preoților pentru dragostea pe care o arată față de Dumnezeu și față de oameni, transmisă prin lumina pe care o au atât în suflet, cât și pe chipurile domniilor lor. O să continuăm cât de va mai ține Dumnezeu sănătoși pe la primăria Dărmănești, să premiem aceste valori ale Dărmăneștiului. V-am inițat în trecut, am avut medici buni din Dărmănești, o actriță și așa mai departe, pentru că cu cinste acești oameni duc comunitatea noastră pe acolo pe unde ajung ei. Aș vrea să trecem la partea a doua a lucrurilor pentru care ne-am întâlnit astăzi și să facem această premiere a celor care timp de 50 de ani au conviețuit împreună. O să vă rog cei care puteți să veniți aici alături de noi în funcție de cum vă strigăm noi și o să primiți din partea noastră un certificat anunții de aur. Așa s-au gândit colegii noștri să numească acest certificat pe care cu drag vi-l înmânăm și cu siguranță ne-a dorit tare mult. Să facem și acel certificat anunții de platină, dacă putem spune așa, și la 75 de ani de la căsătorie să fiți alături de noi. Și începem cu familia Abadei, Vasile și Georgeta. Domnul suflet, hai te rog lângă mine. Te rog să mânezi diploma. Așa. Să facem un scenariu ca să se filmează și să aveți amintire. O să aveți amintirea asta, da. Felicitări. Eu înmânez și un pliculeț șefei de, da, familie. Și domnul să nu se supere, avem și o șampanie, da. Iată, să vă trăiesc. Și un buchet de flori în fața noastră. Să vă țină Dumnezeu sănătoși și mulți ani. Doamne, mulțumesc. Doamne, Thank you.
Mulțumim, doamne, să fii sănătos și la 75 de ani mă așteptăm aici, da? Poate face mai rău condiționat, mă place să... Invită alături de noi familia Bălănucă, Constantin și Cernica. Alegeți domnișoara unde vreți să ne uităm la bursă, da?
Dați voie să intre, da? La fete. Bravo, 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 da? Felicitări, bravo. Da, bravo. Bravo. Chiar fi buni. Mulțumesc tare, bravo. Să-i bună. Chiar fi buni. Invităm alături de noi familia Dobrin, Gheorghe și Zamfirica. Este asta, familia Dobrin, Gheorghe și Zamfirica. O să dau colegilor noastre și o să familia Gheorghiță, Zaharia și Elena. Haideți să-i aplaudăm, chiar dacă nu sunt în sală, vorbim. Familia Gherasim, Constantin și Rădița. Îi aplaudăm. Și le ducem noi acasă. Familia Ghiurcă, Costică și Maria. Haideți să aplaudăm. Mai degrabă vă dăm șampane decât apă, nu? Să fiți sănătoși și... Uităm alături de noi familia Hârlea, Vasile și Silvia. Ne, Vasile, veșnic tânăr, da? Arătați așa de bine. Haideți, spuneți-ne care e sigur un secret. În primul rând, Dumnezeu a făcut cel mai bun de viață și ne-a dat puterea ca să fim cât se dea mai bine. Și restul, Sofie, o ajută Dumnezeu de el, nu și mai multe de toată. Vreți să vedem ce zice și doamna? Să facem lucrurile acasă, pe ea va fi el cu toții. Ne rădătăm un pas, dar nu s-o vrem. Arătați foarte bine și chiar noi ăștia mai bine mă invidiam un pic, așa că noi suntem mai comportați cum sunt întrebări de când de la 50 de ani de la căsătorie. Felicitări! Da, să fiți sănătoși! Da. Mulțumim tare mult! Familia Iancu, Gabrilo și Maria. Doamnelor, pentru că știu să chibernizească banii mai bine, da? Și băieții cu șampanea și cu diploma, că așa am fost noi învățați, da? Felicitări! Să fii sănătoși și... Dăm alături de noi familia Surățelu, Mihai și Genoveva. Înțeleg că au un deces în familie și nu au ajuns, dar, cu siguranță, vom ajunge noi la dorile lor. Masilu, Mihai și Lucian. Nelu și Doina.
Mulțumim tare mult, să fiți sănătoși și toate bunurile, da? Mocanu Spiridon și Lucina. O femeie adevărată și-a trimis bărbatul la muncă și-a venit singură. Felicitări pentru Lucina și plicul, și șampania, și florile, da? Când vine de la munte? De la munte, vine la toamnă, cum? Da? Sunt buni ciobanii ăștia? La dubare acasă sau nu? Haideți să o felicităm pe doamna, pentru că e foarte, foarte, foarte bine ajutat. Să vă mulțumim, da, de ce? Ați făcut și-o poză? Să, da. Și salută și Munteanu, Constantin și Dorina. Principalul ingredient de a rămâne împreună.
cred că fără iubire și părinții noștri în masa slujba amintită astăzi la biserică de iubire și cred că mereu. Cred că iubirea este acel ceva care ne ține pe urmă. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă bucurați de tot ce v-a dat Dumnezeu, pentru că sunteți niște oameni binecuvântați, dacă 50 de ani ați reușit să aveți așa frumoasă familie, să aveți copii, nepoți, prănepoți și într-o mânțeată aici, acolo, să fiți alături de frumoasele familii pe care le aveți. În semn de recunoștință și prețuire, avem aici o invitată deosebită, doamna Alnăutu, o mare interpretă de muzică populară, care astăzi, pentru dumneavoastră și pentru preoții care au fost alături de noi, o să ne cânte câteva melodii sau melodie. Să știți că prea am avut bani, nu știu că tot am melodie. Dar dacă dumneavoastră o convingeți, poate să cânte mai mult. Vă mulțumesc frumos că aveți un domn primar foarte glumeț, pe lângă faptul că vă iubește și vă prețuiește, să știți că am ascultat fiecare cuvânt și am savurat așa tot ce am spus atât de frumos. Sunt onorată să mă aflu pentru a treia oară în localitatea de Românești și aceasta datorită domnului primar, căruia vreau să-i mulțumesc și nu în ultimul rând datorită prietenei mele, așa cum o alintați dumneavoastră, doamna Jenița. Mama Jenița. O prietenă de suflet și vă rog să mă credeți că deja mă simt ca făcând parte din marea familie a dumneavoastră. Am fost profund emoționată să urmăresc acest eveniment din viața unor oameni care au reușit să rămână o jumătate de secol împreună. Vă felicit și Dumnezeu să vă țină sănătoși. Atât de anunț de aur n-am văzut în viața mea ca astăzi aici la Părmănești. Și de asemenea sunt onorată să particip la premiera unor oameni valoroși ai Părmăneștiului. Și de aceea m-am gândit că ar fi potrivit să cânt o cântare prin care să dăm slavă lui Dumnezeu. Pentru că restul o să cânt la scenă. Presupun că domnii și doamnele care s-au sărbătorit vor veni și la sărbătoarea Dărmăneștului, nu? Așadar, să binecuvântați să cânt ceva pentru dumneavoastră și pentru sărbătorii. Haideți să o aplaudăm! Doamne, binecuvântează ziua ce mi-o dăruiești, cu a luminii tale rază, pașii să-mi călăuzești. Doamne, Tu s-o răsplătești.
și să puteți să ajungeți această vârstă, înțelepciune, răbdare, înțelegere, să rămâneți și împreună. Și pe lângă toate acestea, spuneam, este ceva și în atmosfera comunității în care trăiți. Că dacă lucrurile sunt rânduite bine și trăiești în pace și înțelegere și în bună vecinătate, chiar și cu vecinii, cu rudele, cu toți ceilalți, cred că este o bucurie și asta vă dă putere să treceți peste provocările pe care le aveți, poate în fiecare zi, să treceți cu bine. De fapt, sărbătoarea de astăzi cred că este o sărbătoare despre respect și recunoștință. Și așa cum îl cunosc pe domnul primar, pe lângă recunoștința pe care o arată, este vorba de recunoștința pe care și comunitatea o arată, este vorba de recunoștința pe care preapucenicii părinți și toți ceilalți o arată pentru ceea ce sunteți astăzi și pentru ceea ce veți fi în continuare. Vă doresc să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu pace și înțelegere și, de ce nu, să arătați și celorlalți mai bine, să învățați, să-i povățuiți cum reușiți dumneavoastră și cum ați reușit să treceți peste toate aceste provocări ale vieții. Felicitări tuturor! Domnule primar, mulțumim de invitație și numele și colegilor mei aici în față. Vă salut și vă îmbrățișăm pe toți cu mult drag. Mulțumesc tare mult! Rog colegele mele să treacă cu un pahar de șampanie, da? Rămâneți dumneavoastră pe loc, nu vă deranjați. Încet, așa, fetele noastre. Dacă aveți nevoie de ajutare, venim și noi. Domnul viceprimar, hai, te rog și tu, uite, acolo să putem și cu părinții, cu arde șampanie, da? Da? Mulțumesc încă o dată, sănătate multă și, nu uitați, deja pregătim diplomele pentru 75 de ani de la căsătorie.